Ok. Credem că dacă domnul Rareș Drefan va fi condamnat, să deschidă o cutie a Pandorei, că toată comunitatea artistică profesională este cu ochii pe acest caz și că foarte mulți vor avea de ales între a deveni inculpați conform codului penal sau a-și da demisia și probabil că vor alege cea de-a doua. Puteți da un exemplu sau mai multe? Cred că exemplele sunt nenumărate. Luați o listă a tuturor instituțiilor de spectacole și concerte, urmați o listă a muzeelor, probabil că și alte instituții de cultură vor avea lucruri similare.